Joaca s-a încheiat tragic pentru un copil de 8 ani din Sibiu. Era la școală, loc în care te aștepți să fie supravegheat în permanență, nu? Însă nimeni nu era în preajmă când o poartă metalică de pe terenul de sport s-a prăbușit peste el. Copilul a ajuns la spital cu fața strivită. Andrei Naiță, colegul meu, are mai multe detalii. Bună ziua, Andrei, cum s-a întâmplat teribilul accident? Bună ziua, copilul a ieșit în pauză și a început să se dea în leagăn. Din cauza balansului, poarta s-a dislocat și a căzut peste el. Colegii au anunțat pe profesori care au chemat imediat ambulanța. Băiatul s-a ales cu fracturi la nas și la mandibulă. Se află în afara oricărui pericol, însă va fi supus unei operații de reconstrucție facială. Din primele informații, poarta de fotbal nu era bine ancorată în pământ. În urmă cu patru zile, elevii s-au folosit de bara metalică pentru a improviza un leagăn. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă pentru a afla de ce nimeni nu a sesizat problema. Părinții Copilului nu s-au hotărât încă dacă vor da în judecată conducerea școlii. Mulțumim Andrei pentru informații.